Prima dată când am venit la Alef, am fost pe postul de asistent de producător și mi-aduc aminte că la început eram patru asistenți de la început și când unul învăța câte ceva, era incredibil legătura pe care o aveam între noi. Nu simțeam nevoia să mă duc să-l întreb, pentru că venea el la mine și îmi zicea, uite, eu am descoperit asta ceva, hai să-ți arăt și ție. Și cred că legătura pe care, repet, pe care noi am avut-o de la început, asta s-a transformat mai târziu în prietenie. Desigur, au fost momentele în care au venit breaking news-urile și a trebuit să vedem cum ne descurcăm în afara prieteniei noastre, ca și colegi, desigur. A fost extraordinar și pasul acesta pe care îl facem fiecare zi, ne descoperim și mai mult pe noi înșine. E fabulos. Acum știu cine sunt. Și când spun lucrurile acestea, mă uit în spate, mă uit la toate momentele prin care am trecut, nu doar în anul acesta, de-a lungul vieții. Și îmi dau seama că nu există coincidență. Sunt ferm convinsă de lucrurile acestea. Fiecare moment din viața noastră duce la un anumit punct.